La 1 decembrie 2021 sărbătorim 103 ani de la unirea Transilvaniei cu România, moment care a consfințit ceea ce istoria a numit România Mare. În contextul pandemiei de coronavirus, în Râmnicu Vâlcea, dar și în celelalte orașe ale țării, Ziua Națională a fost sărbătorită din nou într-un cadru mai restrâns. Manifestările organizate cu prilejul Zilei Naționale au început prin intonarea imnului național, iar mai apoi a avut loc un moment solemn în cadrul căruia au fost amintiți soldații care au murit pe front în primul război mondial pentru întregirea țării. Evenimentul Marii Uniri a fost împlinirea unei dorințe mai vechi a românilor, care a fost posibilă grație onorabili oameni politici, dar și a celor care s-au jertfit pentru acest scop preasfânt. Îi avem în minte pe cei peste 600 de mii de români care și-au vărsat sângele în primul război mondial, care și-au lăsat în grija lui Dumnezeu părinții, frații, copiii, dar și milioane de români care s-au avântat în luptă, știind că biruința nu poate fi izbândită decât prin jertfa supremă. În continuare au fost depuse coroane de flori. Mai multe instituții, printre care Prefectura, Consiliul Județean, Primăria, Jandarmeria, ISU Vâlcea, Inspectoratul de Poliție Județean, precum și reprezentanții partidelor politice, au adus un omagiu tuturor celor căzuți la datorie. Ca întotdeauna, cei mai cuprinși de farmecul evenimentului au fost cei mici. Aceștia s-au arătat impresionați de militarii prezenți la paradă. Te iubesc, România! Spune-i, mama! Spune-i, te iubesc! Te iubesc, România! Și vă pup! Vă pupă! Hai! Hai, fă cu mânuța! Te iubesc! Hai, iubite! Hai, el pupă microfonul! La mulți ani! Mi-a plăcut cel mai mult soldații. Ce s-a plăcut cel mai mult? Soldații. Evenimentul dedicat Zilei Naționale s-a încheiat cu defilarea cadrelor militare și a membrilor Poliției Vâlcene. Okay.